gen când am crescut eu, asta era situația, România era praf. Și atunci eu ce fac? Eu, eu cum mă raportez la lume dacă nu pot să pun o cifră pe ea? Pe o chestie pe care chiar ar trebui să pot să pui o cifră, pe o chestie pe care există o cifră, că nu ca și cum vorbim despre emoțiile oamenilor, alea nu pot să pui o cifră pe ele. Nu, vorbim dracu de bani care se duc. Practic, în perioada asta, sistemul comunist și-a dat, de fapt, obștesc cu sfârșit. <cute> Bun, haideți să încercăm să estimăm cât se fură în România din bugetul țării. Nu o să vorbesc despre câtă șpagă iau vame și la graniță sau câtă -și pagă ia doctorul la spital de la pacient, că asta e alte discuții. Vreau să încercăm să estimăm, să stabilim un pic, o să fie niște marge de eroare destul de mari, cred, cam câți bani se fură de la buget, adică cam cât fură politicieni ăștia cu combinațiile lor și să vedem care procentul din PIB pe care îl fură. Da? Pentru că tot vorbim despre corupție. Am avut și discuția cu Mălim Bot, toată lumea corupție, corupție, România țară foarte coruptă, foarte coruptă, se fură tot, se fură tot. Cât se fură, mai exact? Să știm și noi să... Avem și noi o cifră ca să știm amploarea fenomenului, să știm cu ce ne luptăm. Prima chestie la care aș vrea să ne uităm este raportul de activitate al DNA, pentru că <coughs> DNA-ul se luptă cu corupția și ar trebui sau am putea să luăm niște cifre relevante despre corupție și de la DNA, pentru că oamenii vorbesc și de prejudicii, ceea ce e foarte bine, și atunci am putea să ne facem o oarecare idee și din prejudiciile pe care le estimează DNA, sau prejudiciile care ajung în justiție, cazurile care sunt trimise în judecată, putem să facem o estimare. Și de acolo, da, e interesant așa să le vedem și raportul la oameni, raportul de activitate al DNA-ului. Știi, dacă tot vorbim de corupție, hai să nu ne bazăm pe anecdot. Fiecare are o anecdotă, o povestire despre cum a dat șpagă, cum a luat șpagă, cum știe de cineva care a luat șpagă și ce șpagă a luat nu știu cine și ce s-a furat de nu știu unde, dar nu avem o imagine de ansamblu. E, dacă te uiți un pic pe raport de activitate al DNA, ar trebui să ai oarecare imagine, că ăștia cu asta se ocupă, cu combaterea corupției. Adică la ei ajung Cazuri. Activitate de urmărire penală, dosare de soluționat și aici au ani, da, 2020, 2021, 2022. Ok, dosare de soluționat, oarecum constant, din care nu înregistrate, a crescut un pic dosa, numărul de dosare nu înregistrate. A, ah, uite aici, asta e, asta e relevantă. Pondere dosare trimise în judecată, deci au trimis în judecată în 2022, 16% din Total dosare pe care le-au anchetat. Și restul, până la 100%, adică 83,52%, le-au dat, mă rog, nu le-au trimis în judecată. Ne începerea urmăririi penale, whatever, n au ajuns în judecată. A, uite, iarăși o treabă interesantă. Persoane cu funcții de conducere sau alte funcții importante trimise în judecată. Asta mi se pare interesant. Uite, patru membri ai Parlamentului României. Doi miniștri, aici vorbim doar de anul 2022, da? Doi miniștri, un subsecretar de stat, un prefect, un președinte, doi vicepreședinți, trei directori de Consiliu Județean, 16 primari, 7 viceprimari, 40 de polițiști, țiști, 7 militari, un viceprimar, o autoritate națională Curtea de Conturi, 20 de directori executivi din instituții publice, trei directori RAN și un director CNIR. 5 manageri sau directori spital, institu institut medical. Ok, infracțiuni reținute, luare, demită, dare, de mită, abuz în servicii, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE. Aici mi se pare foarte interesant. Zice aici, prejudiciu reținut în dosarele trimise în judecată. De aici, ăsta este prejudiciu pentru cauzele alea 16% care au fost trimise în judecată estimat de ei, care este de 247 de milioane de euro față de 144 anul trecut. Prejudiciu estimat în dosarele în lucru la finalul anului, 4 miliarde de fapt, 4,2 miliarde de euro. Doar că, din câte observăm, doar 16% dintre dosare se duc instanță și sunt trimise în judecată, deci toată suma asta s-ar putea să fie un pic mare. Acum nu știu, poate sunt fan ai lui Bot, care fac multe plângeri care n-au nimic în spate, abar și aici cred că putem să începem prima estimare. De fapt, noi hai să ne mai uităm, hai să ne uităm că putem să. O să începem prima estimare de aici, dar hai să ne uităm la măsuri asiguratorii. Uite, măsuri asiguratorii pentru persoane trimise în judecată, 252 de milioane. Cumva in line cu cele 247 de milioane prejudici. Uh, ok, și măsuri asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, 461 de milioane confiscarea și recuperarea prejudiciului s-au recuperat în 2022 110 milioane de euro. Hai, uite, și aici avem exemple și condamnări definitive. Președinte Consiliului, 7 ani, 10 în închisoare, luare de, mit, de trafic de influență. Deputat, 3 ani, abuz în serviciu. Primar municipiu, 5 ani, pentru luare de mită, conflict de interese. A total 14 milioane de euro în scopul facilitării emiterii documentației de urbanism și câștigării procedurii de achiziție publică de către firmele favorizate. Primar din sector 4 București, Stai piedone. 4 ani, închisoare, abuz în serviciu. Primar general municipiu, 10 ani, 8 luni, închisoare, luare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani, constituirea grup criminal organizat dinculpată, inculpată, trei ani trafic de influență, în 2011 a pretins un milion de euro unui martor pentru a interveni la prim-ministru României în vederea aprobării unei note privind licențele pentru produsele Microsoft, opa, utilizate în școli. Casa Națională a Asigurării de Sănătate, șase ani închisoare, luare de mită, solicitare prezentării asociații comerciale, un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract pe care l-a semnat în această calitate și a primit suma totală de 6 milioane de euro. Pui, a luat ceva. Hai să vedem ce resurse umane are DNA-ul. Mi se pare interesant. 146 de procurori, deficit 49 de procurori. Băi, rușinică, dați-le la oameni procurorii. 270 de ofițeri de poliție, 85%. Dați-le frate ofițerii de poliție. 66 de specialiști, ia uite. Dați-le resurse suficiente. De la bugetul de stat au un buget de 45 de milioane de euro. Fonduri externe nerambursabile. 118.000 de euro, adică destul de puțin. Suplimentațiile, frate, că oamenii ăștia, uite cât au încasat, cât au, cât au adus la buget, ia uite. 110 milioane de euro într-un an. Își fac banii, își fac bănuții. E ok, puteți să le mai măriți bugetul, că e ok, puteți. Uite, mie mi se pare că dna de exemplu, face treabă, în ciuda chestiilor pe care le zic unii și alții, mie mi se pare că dna totuși face treabă. Nu mi se pare că este, nu este lawless land România. Să vă iasă chestia asta din cap. Terminați cu nebuniile alea gen Andrew Tate care la fel zicea, eu vin în România că n-are ce să mi se întâmple, eu pot să fac orice, pot să tratez femeile oricum, pot să nu plătesc taxe, pot să fac proxenetism, că nu mi se întâmplă nimic, că totul e corupt. Uite unde am Deci aici aș vrea să mă uit eu la asta, la măsură asiguratorie în cazurile, cazurile, trimise în judecată. Ăsta mi se pare un KPI mai ok decât ăsta cu 4,2 miliarde cât e estimat în dosarele în lucru, doar că din dosarele în lucru doar 16% ajung în instanță. Și dintre astea 16% care ajung în instanță, 20% nu sunt condamnări. Dar hai să luăm suma asta, 252 de milioane de euro. Ok, și acum hai să începem niște estimări să începem niște supoziții. Aici încep deja, deja aici încep supozițiile, aici începem să facem niște supoziții. Asta ajunge să fie trimis în judecată 252 de milioane prejudiciu într-un an, în 2022. Deci asta cam cât ar putea să reprezinte din totalul corupției care ar trebui să ajungă în judecată. Pe an, da? Deci asta, vorbim pe un an, da? Băi, nu știu, ar putea să fie jumate, un sfert, Hai să zicem că de fapt ar fi corupția ar fi de 10 ori mai mult pe an, de 10 ori mai mult. Prejudiciu pentru bugetul său, ar fi de 10 ori mai mult decât aici. Deci nu e 252 de milioane de euro, e 2 miliarde jumate de euro, da? Dar întotdeauna sumele astea, pentru că în momentul în care zici 252 de milioane de euro, poate să-ți sune imens. Când zici 2 miliarde de euro, poate să-ți sune imens. Întotdeauna când vorbești despre lucrurile astea, trebuie să le pui în context. La fel cum se răște. România s-a împrumutat de 100 de milioane de euro. Au leu, au leu. Trebuie totul pus în context. Care e contextul în momentul în care vorbim despre sume de genul ăsta la nivel de țară? Contextul este procentul din PIB. Și ca să vedem cât e procentul din PIB, trebuie să vedem cât este PIB-ul. 284 de miliarde. 2,5 miliarde împărțit la 280 de miliarde ăsta, da? Deci 2,5 părțit la 280 nu e foarte mult ca procent din PIB. Deci sub 1%. Așa pare. Pare a fi sub 1%. Pe asumția asta pe care am făcut-o acum. Problema e că DNA nu prea se atinge de banii aia mari și crimă organizată din politică. Păi am înmulțit cu 10. Rezultatul lui DNA l-am înmulțit cu 10, da? Hai să vedem. Condamnat anul ăsta, doi membri ai Parlamentului României, dar eu am mulți cu 10, 20 de membri ai Parlamentului României, doi președinți, un vicepreședinte, un Consiliului Județean, 20 de președinți și 10 președinți de Consiliul Județean un președinte CNAS, 10 președinte, mă rog, 18 pe angajați mai, ai, 180 de angajați, 13 primari, 130 de primari, 14 directori de instituții, 140 de directori, 19 persoane, 190 de persoane din instituții medicale care, mă rog, în principiu băruiesc că directorii și ăștia care delapidează fonduri sau au acces, deci sunt în, în zona de management. E că mi se pare suficient. Într-un an eu am mulțit cu 10. Sau putem să mulțim cu 20. Dacă mulțim cu 20, avem 40 de membri din Parlament, 40 de președinți de Consiliul Județean, că toți, da? Deci, practic, dacă mulțești cu 20, ajungi la niște sume, cam nu, la niște cifre mari. Să zicem 1,6% din PIB, ok? Înmulțim cu 20, 1,6% din PIB. 1,6% din PIB nu este un procent mic, nu e niciun procent imens. Dar, nu zice nimeni din urmă să zici greșit, nu zic că n-ar trebui să ne luptăm cu corupția. Evident, să ne luptăm cu ea, să, să crească dna să-și facă și mai bine treaba. Să dublăm cheltuielile pe care le avem cu dna să dublăm numărul de procurori, să dublăm numărul de poliții, să dublăm numărul de colaboratori cu care lucrează DNA. Dar și dacă sunt de 20 de ori mai mari, ajungem la 1,6% din PIB. Ca să punem în context, întotdeauna când discuți, trebuie să pui în context. Dacă nu pui în context lucrurile, ești pe baza de, ești pe baza de logical fallacy, cumva. A? Ce am pus în code. De deci ești de acord cu mine. Book facts, 20 de ori e mai acurat ok? 1,6% din PIB. Și mi se pare că am fost destul de generos <laughs> cu mulți cu 20. Mie mi se pare că am fost destul de generos. Sincer să fiu, cred că în mulți cu 10 ar fi mai, mai accurate, dar hai să zicem în mulți cu 20 ca să fie Chiar și dumării mulțumiți cu rezultatul. Haideți să ne mai uităm la o metodă. O metodă de a calcula. Asta e și mai uh, estimativă. Asta e și mai păghiceală un pic decât treaba pe care am făcut-o cu analiza DNA. Aici, numărul de milionari. Uite, un singur român are peste 500 de milioane de, de dolari. 15.000 de români au devenit milionari în pandemie. Ok. Și avem așa. România, 47.000 de, milionari în dolari în 2020. 15.000 mai mult decât anul precedent. Și triplu față de 2018. Acum nu știu că sunt în 2022. Ăsta e articolul pe care l-am găsit despre 2020. În final, să, să ținem același număr. Acum, dacă se dublează în de milionari de la an la an, it's not my fault. 1,4 milioane aveau avere de 100.000 de dolari. Ok. Dintre cei 47.000 de, de romu milionari în dolari, 43.200 au avere cuprinsă între 1 și 5 milioane de dolari. Așa. Mie mi se pare relevant numărul de 43.000 între 1 și 5 milioane de dolari. Aș zice că hai să ne ducem la zona de 5 milioane. Să zicem că dintre ăștia, nu știu cât, să zicem că sunt 10%, sunt cu averi făcute din corupție care a prejudiciat bugetul statului, 10%, hai să zicem mai mult. Hai să zicem, 20, hai să zicem un 25%, ca să fie rotund. Să zicem că sunt vreo 10.000 care au 5 milioane de dolari făcuți din prejudicia bugetul statului, da? Asta înseamnă, nu știu, 5 milioane 50 de milioane 500 de milioane 5 miliarde 50 de miliarde, da? Asta înseamnă 50 de miliarde, 50 de miliarde, dar averea asta a fost făcută în mai mulți ani. Adică n-a fost făcută POC într-un an, 10.000 de oameni au făcut 5 milioane doar din furt pe anul ăla. Nu, asta e uh, mai mult uh, în timp, e întins în timp. Am, aș putea să zic că, de fapt nu știu, chestiile astea sunt făcute în timp, deci probabil că în vreo 10 ani rezultatul corupției ajunge la vreo 50 de miliarde de euro, deci ajungem pe la un 5 miliarde pe an, deci ajungem tot la fix la 1,6%. Și pe estimarea asta e grosieră, sunt de acord, asta e grosieră, asta e foarte mult, asta e foarte mult pe ghiceală. E foarte grosieră treaba asta, dar am zis și eu așa, hai să... Voi și eu, cum pot să estimez un pic? Că dacă nu-mi zice nimeni cum pot să estimez, hai să, să încerc eu să estimez, din, din bogații României, cam câți ar fi și cam câți bani ar fi făcut ei așa de căciulă. Dar nu pun foarte multă bază pe estimarea venită din sursa asta. Execuția bugetară. Vă era dor de niște contabilitate? Dați un like dacă nu vă place contabilitatea. Dați un like și dacă vă place contabilitatea. Bugetul general consolidat simplu, nu? Adică, înțelegeți, știți ce e bugetul consolidat, Ai aici venituri venit cheltuieli, aici defalcat pe diverse zone, aici tipuri de venit și de sub tipuri de cheltuială. Ce ne interesează pe noi este să vedem cheltuielile. Și aici avem total cheltuieli curente, care reprezintă, așa, și aici, în dreapta, avem procentul din PIB, care îl reprezintă fiecare tip de cheltuială, da? Da? Fiecare tip de cheltuială. Și hai să ne ducem să ne uităm la fiecare tip de cheltuială și să vedem cam de unde se fură și cam cât s-ar putea fura din diverse zone, de unde se poate fura și de unde nu se poate fura și cam cât. Și o să folosesc acest procent din PIB. Și ce o să fac? O să iau după aia procentul respectiv și o să mă duc în acest Google Sheets și o să-l trec aici. Total cheltuiel 35% din PIB. Cheltuiel de personal. Pe cheltuiel de personal, deci total cheltuiel de personal pe bugetul statului, din toate zonele, din toate instituțiile, 8,2%. Hai să-l punem aici. Poc. Din acest 8,2, cam cât ați crede voi că se fură? Adică astea sunt totuși cheltuieli cu, cu salariile erau. Cam cât credeți că sunt angajați pe angajați care stau degeaba, angajați cu salarii imense? Eu aș estima un maxim, maxim 10%. Am zis 10% e bine, e mult 10%, dar ia, hai 0,1%. Deci 0,82% din PIB. Ce mai avem? Bunuri și servicii. Bunuri și servicii, aici se pot face mișcări, combinații cu bunuri și servicii de la tot fel de companii, de casă și așa mai departe, care își și adau, își pun adausuri comerciale dubioase, se dau și păgi, bam. Aici o să fiu foarte generos și o să pun un 20%. Așa, știu că nu vă place contabilitatea, știu că nu vă place să calculați, e de înțeles. Trebuie să, trebuie să o dăm cumva să o scoatem la capăt cu corupția, să încercăm și noi să estimăm niște chestii, că altfel la un drap pe mălim bot jurnalist expert în corupție și m-a trimis la plimbare, mi-a zis că nu se știe. Și atunci eu ce fac? Eu, eu, cum mă raportez la lume dacă nu pot să pun o cifră pe ea? Pe o chestie pe care chiar ar trebui să pot să pui o cifră, pe o pe care există o cifră, că nu e ca și cum vorbim despre emoțiile oamenilor, alea nu pot să pui o cifră pe ele. Nu, vorbim dracu de bani care se duc. Dobânzi, subvenții aici nici nu sunt sume mari, ca la dobânzi, cheltuielile cu dobânzile n-au treabă cu corupție, aici nu pot să furi, că doar nu că plătești dobânda la bancă, știi, noi ai ce dracu să fure aici. Subvenții. La subvenții astea se duc în mare parte în agricultură, n -ai că nici nu știu să estimez cam ce subvenții se duc aiurea. Probabil că procentul e infim. Da? Deci aici o să, o să dau skip, deși poate că nu e zero, dar oricum e nesemnificativ. Transferul între unități și administrație publică oricum este foarte mic procentul, alte transferuri, nu știu ce înseamnă acest alte transferuri, Aici s-ar putea să fie niște sursă de furat bani, nu-mi dau seama exact ce înseamnă, dar hai să, hai să i dăm un uh, hai să dăm un 10% și l ăsta, nu? Să fie să aibă. Proiecte finanțare fonduri externe nerambursabile 0,1% irelevant. Asistență socială. E aici la asistență socială 12,2% asta include pensii, șomaj, sănătate să zic exact un procent de cât se fură, am băgat deja la zona de bunuri și servicii aici asistență socială, adică cât se poate fura din fondul de pensii, știi? Poți să furi din bunuri și servicii, poți să furi din cheltuieli de salarii dacă angajezi aiurea oamenii, dar din banii de pensie nu prea poți să furi, că ea se ducă, sunt contabilizați. 5%? Să pun un 5% din ăsta, nu? Uite, bugetul asigurării sociale de stat, ăsta e cel mai mare, e marea parte de aici vine. Proiectul înființarea fondurilor externe, 3,5% din PIB. Hai să-i dăm un Hai să-i dăm și ăsta un 10%. Nu o sumă foarte mare, dar să-i dăm. Alte cheltuieli. 0,7%. E procent mic. Cheltuieli de capital. Aha, capital expenditure. Asta sunt niște investiții. Aici avem 2,8%. Haide să-i aplicăm și ăsta un clasic 10%. În total ajungem la 3,27% din PIB. Avem 3,27%. Hai să vedem cât înseamnă asta. Înseamnă 9,8 miliarde pe an, ceea ce e mult. Și înseamnă 3,5% din PIB. le am umflat destul de mult aici. Cred că l-am umflat destul de mult, cred că de fapt ar fi undeva sub 3. Ar fi undeva sub 3% din PIB. Ca l-am umflat generos. Mai mult de ăsta de acest 3,27 pe care îl vedeți aici, deci vreo 9 miliarde care nu înseamnă nimic, dar înseamnă, înseamnă 3% din economia României, că nu vă închipuiți că România are o economie foarte mică. Nu are o economie foarte mică. România este în high-income countries, adică în top, după părerea mea, având în vedere că avem DNA, că avem lucruri care totuși se mișcă, nu e sat fără câini, DNA-ul este totuși o instituție care face treabă de ceva ani deja. Cred că... Estimatul meu este undeva între 1%, cât am stabilit pe bază datele de la DNA, și 3%, între 1 și 3% din PIB. Nu vă uitați la sume absolute, că dacă ne uităm la sume absolute, ne-a capul, că dacă tu te raportezi din punctul tău de vedere al omului care câștigă. 1000 de euro pe lună sau 2000 de euro pe lună și te raportezi din punctul ăsta de vedere la veniturile și cheltuielile statului, e, nu există termen de comparație. Știu că dacă cineva zice s-au furat în România anul trecut 100 de milioane de euro, știi, lumea e super ofuscat, 100 de milioane, mamă, incredibil ce au făcut ăștia, 100 de milioane de euro. de fapt 100 de milioane de euro nu înseamnă nimic, practic, dacă te gândești la economia țării și la bugetul care există în România. Deci eu cred că realist, Realist vorbind, între 1 și 3% este treaba care se fură din buget pe diverse combinații. Treaba mea, estimarea mea, știu, e maximul, e de trei ori mai mare decât minimul, dar totuși, ca să o punem în context, dar pentru oamenii care, nu știu, poate cred că se fură jumate din bugetul României sau se fură jumate din PIB-ul României sau se fură tot sau nu se face nimic, pentru oamenii ăia, să punem un pic în context... Apropo de TVA, evaziune fiscală TVA România. Un articol de pe Digi. O estimare pe 2019. În 2019, că România ar fi pierdut 7,4 miliarde de euro din evaziunea pe TVA. Niște mulți kilometri de autostradă, spre exemplu, n-ar putea construi și. Şi... Reducerea evaziunii fiscale din TVA. A, asta doar ca să punem. să mai dăm un pic de context, să nu fim one issue only în momentul în care vorbim despre problemele țării, și să înțelegem că sunt mai multe probleme. Acesta este un filmuleț foarte bazat și puternic, dați-i și voi un subscribe. Deci, aici ce, ce avem noi aici? Aici avem regiunile, cu albastru e România, cu verde e sau ce naiba, culoarea asta e că nu sunt bun la culori, este Polonia, vedeți stagul Poloniei și după aia este Ungaria, cu verdea asta mai deschis este uh, Ungaria. Și aici avem diverse regiuni în dreapta din aceste țări. Și aici avem PIBU pe cap de locuitor. După cum vedeți, în 1970, quite a lot of Romania pe aici, destul de mult. Bucureștiul, number one. Haideți să vedem ce se întâmplă. Polonia începe să crească, ia stați și -o să dau asta mai jos. Crește Polonia, Ungaria la fel. Deci deja anii 70 se pare că România începe să se ducă în jos comparativ cu Polonia și cu, și cu Ungaria. 1979, practic, în afară de București, cam ieșise tot din acest top de regiuni. Și în anii 80 se pare că România a avut ceva creștere. Mă rog, comparativ cu, comparativ cu, Polo cu Ungaria și Polonia, nu comparativ cu, nu știu, alte țări, probabil. Așa... Hopa! Se pare că a început declinul 1989 -a cam dus. Nu știu exact cât e de bine sincronizat ăsta cu anii dar oricum, sfârșitul anilor 80 declin în România, de fapt asta s-a întâmplat. Și acum încep anii 90 haosul românesc total în care România s-a dus dracu. Și practic în top aici, în 95, mai e doar Bucureștiu. În rest e totul Ungaria și Polonia, gen când am crescut eu. <laughs> Asta era situația, România era praf. Uh, 1998, România nu mai există aici. Sărăcia din România s-a dus la niște cote incredibile în 1998. Practic, în perioada asta, sistemul comunist și-a dat de facto obștesc cu sfârșit și acest grafic surprinde perfect ce s-a întâmplat. Și combina cu corupție și incompetență și doctrina economică, să zicem, nu ideală. Și aici începe creșterea. Începe redresarea României. Hopa! 2008 a început Constanța, Timiș, Cluj, Ilfov, Brașov au început să crească. 2009, dar o să vină criza. A venit criza, s-au dus asta în jos, Bucureștiu s-a păstrat cât de cât decent. Și acum începe combinația. Acum începe combinația. 2020, Bucureștiul locul întâi, bazat și puternic, România bazat și puternic, ia uite, am început să revenim, Au început să revenim, România e pe reveneală. Bine, de aici asta cred că sunt proiecții deja 2023, cred că o să fie până în 2026. Deci, România începe să-și revină. Bucureștiul, locul întâi bazașii și puternic. Asta apropo de dumări, da? Asta e mesaj pentru dumări, da? Uitați-vă aici. Uitați-vă de unde... Uitați-vă așa, ia, ia. Ia. Uitați așa, că mai, mai arătăm o dată pentru dumări. 1999, da? Ia uite-l. Ia uite-l, București, bază și puternic. Ia uite-l, București, bază și puternic. Ia uite-le, ia uite-le. A? Ia uite-le Ia uite-l Baza și puternic, ia uite, locul întâi București dacă nu era diaspora, era vai de noi. Da, adevăr e că în București, Bucureștiul da a crescut, Clujul da a crescut, Constanța da a crescut, Timiș da a crescut. Ți se pare că în top ăsta vezi județele din care au plecat cei mai mulți afară? ai adică ți se pare că vezi, nu știu, Vaslui în top ăsta de unde au plecat cei mai mulți sau ceva? Bucureștiul da a crescut, că sunt mulți diaspore plecați din București, populația Bucureștiului era de 10 milioane, și au plecat șapte milioane din București și trimitau bani la părinți și își făceau casă în București, nu? Așa s-a întâmplat. Așa, așa crezi tu că s-a întâmplat, nu? <laughs> da, a crescut Bucureștiul. Că diaspora, diaspora. E, au trimis diasporenii. Nu zic, și diaspora a avut contribuția ei, nu zice nimeni că n-a avut-o, a avut-o, avut dar uh, Clujul n-a crescut pentru că diaspora, Bucureștiul n-a crescut pentru că diaspora... Astea din top n-au crescut pentru că diaspora. Da, la acolo, pe la țară, până diverse sate, au venit niște bani în orașele mici monoindustriale care s-au terminat în anii aia 90-2000, după cum am văzut pe grafic, nu mai era nimic practic în România ok. Acolo, da, acolo s-au mai dus bani. Dar nu în București, nu în Cluj, nu în Timiș, că aici, de fapt, vorbim despre orașe, practic, și zona din jurul orașelor.